Anna. Bună ziua! M-am pus un pic să curăț acele porci și am zis că putem și filma ceva. Avem trei purcei. Rasa Pietran. Tati, spune cum îi cheamă. Cum îi cheamă? Eu nu știu care cum îi, dar știu că au trei nume. Unu-i Pif, unu-i Pap și unu-i Puf. Cel mai mare e Pif, mijlociul e Pap și cel mai mic e Puf. Așa. Pif, Pap, Puf e cel mai mic. Bun, ne-am înțeles. Deci avem trei porci Pietran, cumpărați în septembrie anul trecut. Asta e zona de vară, unde ținem. Iar noi băgăm aici înăuntru. Avem aici o ușă pătrată care se deschide. E primăvara, când e mai răcoare. Până acum, de vreo 3 săptămâni, ne-am lăsat doar ușa deschisă. Seara, când e rece, se bagă înăuntru și nu mă mai chinui să închid ușa. Da. Bun. Știi ce am povestit? Ce? Știi ce am povestit noi? Dacă cineva are o idee cum să-mi duc porcii să nu-și mai facă nevoile în partea de sus. Asta e un pic combinație încolo unde și arunc gunoiul de la ei. Le-am încercat cu vorbă bună, le-am explicat, i-am rugat frumos, le-am povestit, i-am și mădărit. Nu reușesc să-i conving să-și facă nevoile acolo, că e mult mai ușor de curățat și nu se întinde mâzga peste tot. Hai, hai. Închidem porcii. Închidem ușa să nu iasă afară. Porc, pirania. Ce faci, porc, pirania? Nu există porc, pirania. Deci, pirania. Una, putem cușcă. Poate, fanul. Cam asta e curățenia la porci, când avem vreme de ea. Mai dă o dată drumul la pătate ca să ai curăț eu pe acolo un pic. Mai trebuie să mai curăț și aici. Mâncarea pe diseară, le mai pun niște făină peste ea și niște apă. Noi hrănim cu mâncare rece. Nu ne punem pe fiert făină. Bineînțeles că le dăm făină. Aici avem o chiuvetă de la care luăm apa pentru porci sau ne spălăm pe mâini sau... Chiar astăzi am folosit furtunul și am spălat pe aici. O să mutăm puii de carne aici și o să trebuiască să astup gaura aia, că pe acolo o să scurge. Bun. Aici avem o împrejmuire simplă, cu ce am avut și cu ce am le-am lipit de oaltă și ne-a ieșit zona de creștere a porcilor peste iarnă. Am lăsat aici un gol pentru că fânul ce nu-l consumau caprele, iarna îl aruncam pe aici cu furca jos la ei. Și bineînțeles, au avut aici o hrănitoare, adăpătoare automată. Sunt de mai multe feluri adăpători. Este și cu ceva tijă în partea asta, dar din ce am înțeles, asta e cea mai bună. Pentru că ei strângând cu gura de bila asta, deșnește apa. Cu adaptorul ăsta zdravă din fier gros, prins în perete ca să nu-l poată rupe, indiferent de greutatea și vârsta porcului. Și... Bine, iarna nu-l folosim, dar acum o să-l mut afară.
Am făcut curat aici pentru pui și adăpătoarea s-a mutat afară. Cam asta e spațiu. O să vă arăt și afară cum e ieșirea de aici. Se deschide ușa. Și până astăzi eu am avut acces înăuntru afară, de acum încolo doar afară vor sta. Sperăm să nu avem probleme la ei, cu ei. Dar nu cred că vor mai fi zile sau nopți așa de friguroase. Cuietoare mai primitivă, puii de carne nu o să evadeze de aici. Trebuie să le mai pun o șipcă jos, să nu iasă pe sub șipcile astea. Le-am lăsat mai sus ca să nu mă încurce când vor fi paie pe jos, să pot deschide ușa. Și ăsta e spațiul porcilor. Aproximativ 2 jumate. De aici ieșim afară, pe culoare. Zona asta ține făină, cereale diverse pentru capre, ce avem. Deci anul trecut am achiziționat prima dată un porc, un mascul și o purcică de mangaliță. Văzând că sunt frumoși, fiind încurajați că unii din familie ne-au zis că și ei ar vrea, am mai luat încă 2. Deci am ajuns până la mijlocul februarie, că aveam 2 purcei, aveam 4 porci, 2 masculi și 2 scrofițe de mangaliță. A fost prima dată cumpărând porci, am zis hai să mergem pe ceva românesc, știind că rasa de mangaliță nu prezintă așa de multe probleme de sănătate, sensibilități la boli, din ce am auzit, din ce am mai aflat. Bineînțeles, le-am făcut de parazitările care se fac, castrare la porci și ce trebuie făcut. Dar când a început vara și nu mai fost așa multe ploi, le-am dat drumul afară. Bucuria, aici a fost iarbă ca și dincolo. O scurmat, o scos rădăcini, alergau de sus în jos. Bineînțeles că la un moment dat o trebuie să pun și gard electric în partea de jos, adică un fir electric, că altfel deja scurmau sub gard și nu mi-a plăcut. Dar acum suntem cam pregătiți pentru al doilea lot. Revenim. Deci purcei de mangaliță eu vi recomand. În ce sens? Când le-am zis unor prieteni că am cumpărat mangaliță și am fost oarecum dezamăgiți sau descurajați de faptul că îi ziceau: aoleu, ți-ai luat mangaliță, iau să fac slănină, ia uite așa, de un lat de palmă. Nu, am zis, băi, hai să vedem, vom vedea cum s-or face. Nu a fost așa, bineînțeles, probabil depinde și cu ce hrănești. Noi le măcinăm porcilor amestec de 2 părți de porumb, o parte de grâu, o parte de orzoaică și jumătate de parte de floarea soarelui le-am pus anul trecut, acum mi s-a gătat floarea soarelui. Din ce am înțeles noi de la niște persoane bine intenționate, e foarte recomandat ca orzoaica să se administreze treptat, într-o cantitate mică la început, și apoi într-o cantitate, hai curățați-mă pe talpă, ia uite. Așa, curățați talpa asta, că-mi pop pe la capre. Deci, orzoaica să se administreze treptat, ca să nu se congestioneze porcii, din ce am înțeles. Încep cu o cantitate mai mică în amestec și apoi le administrez tot mai mult până ajungi, poți ajungi, din ce am înțeles, 30, 40, 50%, 60% numai orzoaica. Orzoaica ajutând mult orzul și orzoaica la carne, producerea de proteină și de carne la porci. Noi și anul ăsta mai degrabă am rămas la o rețetă standard, cea pe care v-am spus-o, 2 părți de porumb, o parte de grâu, o parte de orzoaică și jumătate de măsură de floarea soarelui. În felul ăsta am ajuns cu porcii de mangaliță de anul trecut la o greutate ideală, ținând cont că am luat în februarie. Ei au ajuns la sfârșit de noiembrie la
140, 130, 120 și 110 kg. Asta avem fiecare în dreptul lui. Cel mai slab sau cel mai mic a fost o scrofiță care... Așa, curăță bine talpa. A fost o scrofiță care a intrat în călduri de vreo 3 ori. Am încercat să o însămânțăm artificial, nu ne-a reușit. În fine, am zis, în final o tăiem. Vreau să avem noi purcei noștri. Și am fost foarte mulțumit și de calitatea grăsimii. Gustul cărnii nu mai vorbim. Bineînțeles că a fost un tur, a fost de toate. Și slănina a fost cea mai groasă, la cel de 140 de kg, a fost undeva la 5-6 cm pe spate, unde e cea mai groasă grăsime. Dar în rest a fost grăsime normală ca la alt porc. Pe burtă a fost cam așa grăsime, cu tot cu cărniță. Deci frumoasă slănină. Dacă vă veți uita pe canalul nostru de Facebook, Orășan la țară, veți vedea acolo o postare cu slănina după ce am afumat-o. Deci slănina și porcul de mangaliță nouă ne-a plăcut foarte mult, dar am ales anul ăsta să încercăm rasa Pietran, cumpărând acești purcei în septembrie de la un om din sat. Ăsta e Pif, așa e? Da. Bun. Pif are toate cele trei sârme puse în rând de domnul Vasile. Și ăsta la alt... Puf! Puf le are pe toate trei. Paf! La Paf îi lipsesc două. O să trească să le punem iarăși. Aha, tu ești Paf. Și tu ești Pif. Bun. O să vă arăt și creștele cu care le-am pus. Am aflat și eu pe magazin și le-am cumpărat. Uitați-l pe... Au aici și o jucărie. Paf. Le-am legat un pet de o... Hai mai în spate, Victor. Să vedem dacă vin la pet. Să se joace. E o jucărie foarte performantă, ia. Le-am mutat și adăpătoarea afară. Și uite așa se învață porcul. Să bea apă. El e mare explorator. Și în felul ăsta, acum e prima dată când îi văd pe ăștia, că beau apă singuri. În felul ăsta, nu mai trebuie să recare apă și își beau ei când vor. Ia uite ce frumos, îmi place, bravo Pif. Învață și pe restul. Deci le-am mutat adăpătoarea afară. Hai și tu. Ăsta e cam mic. Hai mai în față. Dacă vii mai în față, zice că sunt foarte deștepți porcii. Tu ești cam mic pentru adăpătoarea aia. Dacă o pun mai jos... Lasă că te învăța, ridica capul mai sus. Ia să vedem. Așa, așa, hai că poți. Acum, în ce privește costul de achiziție, prin comparație, purcei de mangalițe am cumpărat la... Unul a fost la 350, unul a fost la 400, unul a fost la 400 și unul a fost la 450. Deci am cumpărat perechi din două locații diferite. Mascul și scrofiță, 750 împreună și dincolo mascul și scrofiță, tot 700, bă nu, 800, 350 cu 400 cu 450, 850. Așa, i-am cumpărat din două locuri diferite, că nu mai aveau cei care ne-au dat prima dată. Ăștia au fost 200 de lei achiziționați din sat, de la noi, de la cineva. Și am încercat, ne-o surâs ideea să cumpărăm și anul ăsta, în primăvară, un purcel de mangaliță. Chiar din primăvară. Căutăm pe internet, pe OLX, n-am aflat nicăieri, în zona noastră, Maramureș. Și am rămas doar cu cei trei, care se numesc Pietran, fiind o rasă de carne. Ei cresc mai încet, din ce am auzit eu de la alți crescători. Cresc mai încet până la o vreme... Nu se fac foarte mari, dar după o vreme să fac, ar trebui să fie cam undeva la înălțimea, ce să zic,
20, 40, 60, un 70, 80 înălțime și lungi de 1,20 m, 1 metru către 1,5 m. Nu știu, o să-l măsurăm de data asta înainte de tăiere. Deci pentru cei care n-ați mai ținut porci, porcul e cel mai simplu de ținut. Acum, bineînțeles că sunt printre dumneavoastră unii care stau la țară de mult și au ținut porci de mult, dar eu am cunoștințe care m-au întrebat cum se ține porcul. Foarte simplu, dacă ai unde să-l ții, bineînțeles că e de dorit să ai o împrejmuire zdravănă, pentru că porcul mușcă, împinge, trage, probează spațiul în care îl ții. Poți să-l ții și într-o ladă de lemn, dar ideal ar fi să-l ții într-o împrejmuire betonată, cu balustradă de fier să nu poată ieși și mâncare să aibă. Nu e așa pretențios, revenind la mâncare, depinde și cum îl înveți. S-ar putea să facă nazuri la început, că dacă îi dai numai mâncare caldă și lături din casă, nu o să facă foarte mare, nu o să fie foarte entuziast când îi pui făină. Dar noi n-am ținut cont de asta de la început, pentru că am vrut să învățăm să nu umblăm mult după ei. Aici e simplă povestea. Dacă îl înveți să mănânce făină sau făină cu apă, e recomandat să-i pui făina separat și apa separat. Pentru că, din ce am înțeles, el se hrănește uscat și apoi, bând apă, îi prinde mai bine, îi tihnește mai bine, să face mai bine. Indiferent ce variantă alegeți, eu vă recomand să mergeți pe cea mai simplă variantă. Cunosc persoane care s-au lăsat de a ține porci pentru că nu e rentabil. Dar pentru ei nu erau rentabil pentru că își obișnuiseră porcul numai cu mâncare încălzită sau fiartă sau cu lături fierte sau cu tărâțe și cu amestec de făină fierte în toată dimineața și în toată seara la căldare, sau noi le punem ea de acolo din butoi o găleată de asta de făină, apă peste ea în perioada asta, că vă ziceam că e mai mică făina și nu prea le place așa mic. Apă le-am pus în troaca asta și sănătate bună, am plecat. Să aibă apă la dispoziție, mâncare și noi nu prea umblăm după ei. Venim la toamnă să-i mâncăm. Deci asta e cu porcul. Bineînțeles că se face deparazitare periodică și se verifică starea lui de sănătate. Nu lăsăm de iveliște. Dar e de dorit ca un porc să-și mănânce mâncarea, să-l înveți să mănânce o mâncare cât de simplă. Îi dăm și lături din casă, îi dăm amestec cu ce avem, dar când nu-și mănâncă toată făina de seara, i-am pus făină și a rămas făină, până a doua zi seara îi las făină acolo. Și a doua zi când e foame și o gătat, o lins, ce-o mai rămas, a doua zi îi pun o porție nouă și e mai înfometat. Eu, noi așa am făcut. Și nu ne plângem de cum s-a făcut și cum s-a îngrășat. Eu zic că-s frumoși. Bine, nu, am văzut pe internet, pe grupurile de porci, de crescători de porci, sunt cei porci cu pedigree, care sunt cu fund dublu și mai știu eu cum, ce rase sunt. Asta e o rasă, cred că e un metiș, nu știu exact. Cred că o să se facă și ăștia. Bine și frumos. O să le dăm și drumul, o să modific acolo ușa, se poate ieși. Planul este, când nu plouă și uscat, să-i las să se plimbe, să alerge, să roadă toată iarba. Dar îmi trebuie totuși o ușă să o fac acolo și de-aia nu le dau drumul. Pentru că când îi ud și moale după ploaie de vară, de o zi întreagă, ia uitați ce groapă mi-a făcut acolo. Deci e o groapă de vreo 50 cm. Pe pomul ăsta am avut adăpătoarea anul trecut, aia automată. Și aici s-a cam adunat apa, deja știau ei să țină cu gura de el bună, să făcea baltă suiei și și-au făcut. Nu-i problemă, să pot juca, dar nu vreau să scurme tot, pentru că problema care mi-o provoacă când scurmă mult e că se duce pământul în jos și se duce către gard și se duce către firul electric. Și atunci firul că face contact și au mai mult de lucru. Deci, ei o să iasă în împrejmuirea asta, o să se joace, o să mănânce toată iarba, o să caute rădăcini, o să scurme pe aici colo, dar nu vreau să scurme extraordinar de mult, ca să n-am treabă prea multă cu firul. O să văd, bineînțeles, dacă scurmă sugar sau nu, dacă trebuie sau nu porni firul și așa mai departe. Deci asta e povestea despre porci.
Pietra în anul ăsta, mangalița anul trecut. Eu vă recomand mangalița pentru începători. Îs mult mai zdraveni. N-am avut nicio treabă cu ei. Ori sta și pe-n ploi afară. N-am avut adăpostul ăsta făcut. O dormit în noroi pe ploi grozave și n-am avut nimic cu ei. Deci, crește sporci. Că se merită. E bună carnea. E multă carne. Nu-s foarte pretențioși. Dacă învățați să nu fie jingași la mâncare, cum se zice la noi, ați reușit. Spor la treabă.